Pe calea Victoriei din Arad, într-un spațiu care găzduiește de obicei afișe publicitare, a apărut un panou care nu conține altceva decât o întrebare simplă, exprimată într-un cuvânt. Acest lucru i-a contrariat pe trecători. Politic? Nu știu. Nimeni nu știa. Credeți că e un panou politic? De obicei nu erau politice ale, erau reclamă la ceva. Păi și dai să zicem că dacă e un panou politic, hai să dăm răspunsul. Contează? Da, bineînțeles. Ovi, tu știi? Nu știu. La vreo bănuială sau la ce ți-ar plăcea ție să se referă? La bani, la... La viață. Care e lucru care contează cel mai mult, de exemplu, pentru tine? Părinții. Familia. Contează să crezi. Interesant. La ce crezi că s-a referit sau în ce să crezi? În orice. Pur și simplu să crezi. În magie, în miracol. Deci e un dăm pentru oamenii să fie mai, când îl văd panoul ăla, mai optimiști. Cel mai probabil, ținând cont de experiențe similare anterioare, este vorba despre o campanie de marketing care urmărește ca pe parcursul unui anumit interval de timp să stârnească în rândul publicului curiozitatea. Așadar, arădenii vor putea afla probabil în scurt timp și răspunsul la întrebarea ce contează.